Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Totul pentru familia mea, episodul 97 rezumat. Vă prezentăm rezumatul serialului turcesc Totul pentru familia mea, episodul 97, difuzat de canal de în data de 29 mai 2023. Serialul Totul pentru familia mea, titlul original Kardeşlerim, este difuzat luni și marți. De la ora 20, Ahmet și Suzan divorțează în aceeași zi, apoi încep să lucreze împreună la club și pare că se va înfiripa ceva între ei. Se pare că și Akif și Nebahat se vor împăca din nou. Doruk continuă să lucreze la sala de sport de la club. Fosta lui iubită, Irem, apare în peisaj și Asemin îi povestește lui Asi despre reîntâlnirea lor. Asi se supără pe Doruk pentru că nu i-a spus și este geloasă. Ayla vrea să le zică lui Asi și celor prezenți la inaugurarea restaurantului lui Şengül că Akif l-a ucis pe Vel. Akif o oprește spunându-i doar ei că știe că Berk nu este fiul ei. Apoi discută amândoi afară și se înțeleg să păstreze secretele. Akif a găsit în seiful lui Resul documente despre adopția lui Berk și despre părinții lui care au cerut bani pentru el. Şengül îi aude pe Akif și pe Nebahat vorbind despre asta. Ea crede că mama lui Berk a fost mințită de soțul ei că copilul a murit la naștere și o caută ca să îi spună că trăiește și că este la o familie bună. Familia lui Berk locuiește aproape. Are o soră geamănă, pe Elif.